Ana e pe fir. Da. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! Unde ești, Ana? Uite, sunt acasă, fac bagaje. Acasă, acasă, dar în ce oraș? În Iași. Plouă la voi? Nu, a plouat ieri. Astăzi este chiar foarte frumos afară. Iată, ne mutăm la Iași. Unde pleci, Ana? Plec în Turcia astăzi. Ce vă mai e place la All Inclusive? Se spune că nu cunoști suficient de bine un om până nu-l vezi mâncând la All Inclusive. Da. Sau asta am zis să-l oprișar uitându-mă în ochii lui. Mulțumesc. Câți mergeți? Să știți că este prima dată când merg, deci nu pot să-mi dau cu părerea încă. Câți mergeți la All Inclusive? Cât sunteți? Eu și cu soțul meu, doar atât. Amândoi. Foarte bine să te dea pe spate cu ulei. Aparent sezonul se termină, dar doar în partea asta de țară. Să știi că în Turcia până în octombrie tot e multă lume. Am simțit asta pe propria piele. Păi, eu știu, să nu-ți uiți nimic din cele 25 de perechi de slip și să iei și soțului slipul lui. Bagajul lui oricum este cel mai mic, a meu este cel mai mare. Știm, știm, am mai trecut prin asta. Și oricum în aeroport când o să zici, tu o să zici, cred că am uitat ceva, el o să zică, sper că nu, și tu o să zici, e, nu e problemă că ne luăm de acolo. Da, clar. Asta sigur se întâmplă. Ana, îți mulțumim că te uiți la Neața și îți dăruim piesa pe care ai ales-o în momentul în care ne-ai scris. Te pupăm! Sarna!